Patru drumuri județene sunt propuse pentru reabilitare și se află în diferite stadii de proiectare și de execuție. La ultima ședință de Consiliu Județean, președintele Tiberiu Marca a prezentat stadiul proiectelor pentru reabilitarea patru drumuri județene. Cele patru tronsoane de drum care le pregătim pentru finanțare în programul operațional regional sunt în următoarele faze. Pentru tronsoanele de drum de la limită de județ cu Cehul Silvaniei respectiv, vi le spun toate, de la Cehul Silvaniei prin Horatul Cehului până la Benesat a fost semnat contractul de proiectare și execuție, s-a dat ordinul de începere pentru proiectare. Da? Domnul direct. Da, așa e. Pentru drumul județean, vi le spun fără indicativ ca toată lumea să înțeleagă. De la Crișeni la Cehul s-a adjudecat, s-a semnat contractul de execuție, s-a dat ordinul de începere în ordinul... Se dă ordinul de începere a serviciului de proiectare cu data de 1 noiembrie. Și unul și celălalt sunt în faza în care se pregătește cererea de finanțare pentru finanțare prin port. Celelalte două drumuri județene, cel de la limită cu județul Cluj până la Bogdana, este în contestație. Cel de la limită, de la Nușfalău, Useni, Ratin, Crazna, Zalău, Creaca, este de asemenea în litigiu și licitația nu este finalizată. Deci nici la unul, nici la celălalt. Asta este situația în acest moment. În ședința de Consiliu Județean s-a alocat și suma de puțin peste 16.000 de lei pentru repararea drumului județean 110B din zona comunei Sărmășag, acolo unde drumul s-a rupt și a necesitat intervenție de urgență.